Am plăcerea deosebită de a-l avea astăzi în rândul nostru pe domnul Robert Cazanciuc, ministrul Justiției, care a manifestat ca de obicei deschidere, interes pentru abordările profesionale complementare, pentru deontologiile interprofesionale în spiritul unei justiții moderne și echilibrate. Dacă domnia sa recent spunea că e necesar un cod de conduită în politică, astăzi noi vorbim de un cod de conduită interprofesională judecători-avocați. Suntem racordați la ceea ce se numește justiție europeană. O să continuăm dezbaterile noastre în continuare. Cred că într-un modul complementar judecător-avocat. Mai întâi am să-i dau cuvântul doamnei Laura Udrea, judecător la Tribunalul Dolj, pe aspecte teoretice și practice ale judecătorului de drepturi și libertăți, și spuneam complementar pentru că aceleași aspecte legate de judecătorul de drepturi și libertăți vor fi abordate din perspectiva avocatului de către doamna Gheorghiță Stoian, avocat în Baroul Mehedinți. Am făcut acest lucru prin această prezentare împreună, pentru că împreună pot fi abordate problemele profesionale. Vă ascultăm, doamna judecător. Mulțumesc. Bună ziua, stimați colegi. Din perspectiva problemei care urmează a fi prezentată în fața dumneavoastră, am să încerc să acord mai multă importanță aspectelor practice ale prezentării și mai puțin aspectelor teoretice pentru a limita timpul de expunere. Astfel, dispozițiile articolului 3 din noul Cod de Procedură Penală reglementează explicit principiul separației funcțiilor judiciare. Modul de reglementare al acestui principiu în noile dispoziții legale nu poate fi privit în ideea unei separații a organelor judiciare care exercită aceste funcții, ci mai degrabă ca o componentă a echitabilității procedurii, întrucât dispozițiile alineatului 3 ale articolului 3 din noul Cod de Procedură Penală leagă separația funcțiilor judiciare de instituția incompatibilității. Funcția procesuală de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală se exercită de judecătorul de drepturi și libertăți asupra actelor și măsurilor din cursul urmăririi penale care restrâng drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei. Dreptul la libertate, dreptul la viață persoană, la viață privată și așa mai departe. Astfel, garantarea drepturilor și libertăților fundamentale impune ca pentru anumite măsuri procesuale sau procedee probatorii intruzive în aceste drepturi să se realizeze un control judiciar prin judecătorul de drepturi și libertăți. În exercitarea acestei funcții, judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță asupra măsurilor preventive, după cum bine cunoașteți, încuviințării perchezițiilor domiciliare sau informatice, ori a folosirii metodelor și tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare în materia măsurilor asiguratorii, în privința măsurilor de siguranță cu caracter provizoriu sau în alte proceduri. Tot în exercitarea funcției sale, judecătorul de drepturi și libertăți are, potrivit noilor reglementări, competențe și în materia punerii în executare a hotărârilor judecătorești. Astfel, pune în executare măsurile de siguranță, măsurile asiguratorii și măsurile preventive, potrivit dispozițiilor articolului 553 din noul Cod de Procedură Penală. De asemenea, pune în executare măsura obligării la tratament medical sau a internării medicale luate în mod provizoriu în cursul urmăririi penale, potrivit art. 572 din noul Cod de Procedură Penală. În activitatea judecătorilor de drepturi și libertăți s-au evit mai multe situații ce au impus interpretarea și găsirea unor soluții unitare în vederea aplicării noilor dispoziții legale procedurale. Astfel, potrivit dispozițiilor articolului 138 litera E din Codul de Procedură Penală, una din metodele speciale de supraveghere sau cercetare este obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane.
În alineatul 9 al aceluiași articol, legiuitorul a definit ce se înțelege prin această metodă specială de supraveghere, respectiv operațiunile prin care se asigură cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare și al altor operațiuni efectuate sau care urmează a fi efectuate prin intermediul unei instituții de credit ori al altei entități financiare, precum și obținerea de la o instituție de credit sau de la altă entitate financiară de înscrisuri ori informații aflate în posesia acesteia referitoare la tranzacțiile sau operațiunile unei persoane. De asemenea, alineatul 13 al aceluiași articol stabilește ce se înțelege prin supraveghere tehnică, respectiv utilizarea uneia dintre metodele prevăzute la alineatul 1, literele A, E, deci inclusiv obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane. În concret, în două cauze unde se efectuau cercetări pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, procurorii au solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj, în temeiul dispozițiilor art. 138 alineatul 1 litera E, alineatul 9 și alineatul 13, cod procedură penală, să încuvințeze solicitarea de informații și de documente aferente de la două bănci comerciale referitoare la extrase de cont de la deschiderea conturilor și până la data solicitării, fișa specimenelor de semnături de la deschiderea conturilor și până la data solicitării, justificările retragerilor de numerar. În unul dintre cazuri, judecătorul de drepturi și libertăți a constatat că solicitarea se circumscrie măsurii de supraveghere tehnică potrivit art. 138 alineatul 13, verificând apoi îndeplinirea condițiilor prevăzute de articolul 139 din Cod de Procedură Penală. În cel de-al doilea caz însă, judecătorul de drepturi și libertăți a analizat solicitarea prin prisma dispozițiilor articolului 153, potrivit cu care procurorul poate solicita cu încuvințarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți unei instituții de credit sau oricărei alte instituții care deține date privind situația financiară a unei persoane, comunicarea datelor privind existența și conținutul conturilor și a altor situații financiare ale unei persoane în cazul în care există indicii temeinice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Soluționând în mod diferit cele două solicitări, întemeiate așa după cum am precizat pe același temei legal, judecătorii de drepturi și libertăți, în baza a ceea ce a rezultat în urma studierii actelor și lucrărilor dosarelor de urmărire penală, au avut în vedere deosebirea esențială dintre cele două metode speciale și anume faptul că metoda de cercetare prevăzută de articolul 153 din Cod de Procedură Penală presupune obținerea unor date de la o instituție de credit sau orice altă instituție care se reflecte situația financiară sub orice formă a unei persoane pentru o perioadă trecută, spre deosebire de metoda de supraveghere reglementată de art. 138 alineatul 1 litera E, care presupune cunoașterea conținutului tranzacțiilor financiare și al altor operațiuni efectuate sau care urmează să fie efectuate prin intermediul unei instituții de credit ori al altei entități financiare de către o persoană. Cunoașterea acestei deosebiri este esențială și dintr-un alt punct de vedere, respectiv cel al procedurii ce trebuie urmată, atâta timp cât în cazul admiterii cererii, în baza dispozițiilor art. 138 alineatul 1 litera E, judecătorul de drepturi și libertăți procedează potrivit art. 140, adică emite mandatul de supraveghere tehnică. Iar în cazul metodei speciale de cercetare, prevăzută de art. 153, având încuvințarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți, procurorul este cel care solicită instituției datele necesare cauzei cu privire la care s-a constatat că există temeiuri pentru care se crede că se pot constitui în probe. Un alt aspect legat de această problematică și cu care au fost confruntați colegii judecători de drepturi și libertăți, l-a reprezentat împrejurarea că, în cazul metodei speciale de cercetare reglementată de art. 153, legiuitorul nu a prevăzut procedura în care se judecă cererile întemeiate pe această dispoziție legală.
S-a apreciat însă că poate fi aplicată și s-a și procedat în consecință procedura de la celelalte metode speciale de supraveghere sau cercetare, în sensul că judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță în termen de 48 de ore de la data înregistrării cererii prin încheiere motivată în Camera de Consiliu. O altă problemă destul de recentă, apărută în activitatea colegilor judecători, o reprezintă efectele deciziei 440 din 8 iulie 2014 a Curții Constituționale, prin care s-a constatat că prevederile articolului 152 din Cod de Procedură Penală sunt constituționale, în timp ce dispozițiile legii 82/2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, sunt neconstituționale. Astfel, metoda specială de supraveghere instituită prin dispozițiile noului Cod de Procedură Penală are în vedere obținerea de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, respectiv de la furnizorii de servicii, a datelor reținute de către aceștia în conformitate cu prevederile legii 82/2012. Pentru a putea fi utilizată această metodă, sunt prevăzute expres condiții care trebuie îndeplinite cumulativ, respectiv să existe o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, să existe temeiuri pentru a se crede că datele solicitate constituie probe pentru categoriile de infracțiuni prevăzute de legea 82/2012. Totodată, trebuie precizat că această metodă specială de supraveghere nu vizează conținutul comunicațiilor, ci obținerea acelor date reținute de furnizorii de rețele publice de comunicare sau de servicii, denumite date de trafic și de localizare a persoanelor fizice și a persoanelor juridice, respectiv date pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator înregistrat. În ceea ce privește modalitatea de dispunere a acestei măsuri, dispozițiile noului cod prevăd că măsura se solicită de organele de urmărire penală și este sau nu autorizată în 48 de ore de la formularea cererii de către judecătorul de drepturi și libertăți, care se pronunță prin încheiere motivată în Camera de Consiliu. Este de asemenea de observat că dispozițiile noului cod nu fac trimitere expresă la procuror, ca în cazul celorlalte măsuri speciale de supraveghere sau cercetare, când denumește autoritatea care poate să se adreseze judecătorului de drepturi și libertăți, ci la organele de urmărire penală. Aceasta întrucât se are în vedere situația în care datele sunt obținute în vederea rezolvării cauzelor cu persoane dispărute sau a punerii efective în executarea mandatelor de executare a pedepselor, când competența este a organelor de poliție și nu a procurorului. Pentru toate celelalte situații în care procurorul supraveghează sau efectuează urmărirea penală, acesta este autoritatea îndreptățită să se adreseze judecătorului de drepturi și libertăți în vederea autorizării transmiterii datelor de către furnizori. În acest context, odată cu publicarea deciziei Curții Constituționale a României, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii destinate publicului nu mai au nici obligația, dar nici posibilitatea legală de a reține anumite date generate sau prelucrate în cadrul activității lor și de a le pune la dispoziția organelor judiciare și ale celor cu atribuții în domeniul siguranței naționale. Ceea ce pot însă reține acești furnizori sunt doar datele necesare pentru facturare, plăți pentru interconectare sau alte date prelucrate în scopuri comerciale, doar cu consimțământul prealabil al persoanei ale cărei date sunt prelucrate, așa cum prevede Directiva 2002/58 în vigoare. Însă, așa după cum se reține și în considerentele deciziei amintite până la adoptarea de către Parlament a unei noi legi privind reținerea datelor, lege care să respecte prevederile și exigențele constituționale expuse pe larg în cuprinsul deciziei, organele judiciare și organele de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale nu mai au acces la datele care au fost reținute și stocate deja în baza Directivei 2006/2004 și a legii 82/2002, care transpune directiva, în vederea utilizării lor în cadrul activităților definite de articolul 1
1 alineatul 1 din legea 82. Mai mult, organele judiciare și cele cu atribuții în domeniul siguranței naționale nu mai au temei legal și constituțional nici pentru accesarea și utilizarea datelor reținute de către furnizori pentru facturare, plăți pentru interconectare ori alte scopuri comerciale pe care să le folosească apoi în cadrul activităților de prevenire, cercetare, descoperire și de urmărire penală a infracțiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor cu persoane dispărute, ori pentru punerea în executare a unui mandat de arestare sau de executare a pedepsei, tocmai datorită caracterului, naturii și scopului diferit al acestora. Ori este evident că în condițiile inexistenței unei legi care să reglementeze procedura reținerii și stocării datelor, articolul 152 din Codul de Procedură Penală nu mai are finalitate practică. În acest context, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul tribunalului s-au întrebat cum ar trebui soluționată o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 152, dispoziții care nu încalcă prevederile constituționale. În majoritate s-a apreciat că, până la apariția unei legi noi privind reținerea datelor, o astfel de solicitare ar trebui respinsă. Astfel s-a arătat că, prin dispozițiile art. 152 Cod Procedură Penală, s-a dorit a se asigura controlul judecătoresc asupra activităților reglementate de lege, constituind tocmai garanția procedurală a respectării dreptului la viața intimă, familială și privată, drept prevăzut de articolul 26 din Constituție. Iar în condițiile în care demersul inițiat de organele de urmărire penală legal nu poate avea o finalitate, nu există niciun temei care să justifice o autorizare din partea judecătorului de drepturi și libertăți. Tot legat de activitatea judecătorului de drepturi și libertăți, în practica instanțelor, s-au evit probleme legate de modalitatea de aplicare a dispozițiilor articolului 103 indice 8 din Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat prin hotărârea CSM 387/2005 cu modificările și completările ulterioare. Astfel, una din probleme a vizat stabilirea judecătorului ce va soluționa cererile ulterioare formulate în același dosar de urmărire penală, adică ori judecătorul inițial investit, ori judecătorul de drepturi și libertăți care l-a înlocuit pe acesta în situația în care s-a aflat în imposibilitatea exercitării activității. Clarificarea acestui aspect a făcut obiectul discuțiilor în cadrul Comisiei 2 a CSM, care a decis că, dacă judecătorul de drepturi și libertăți inițial investit s-a aflat într-una din situațiile prevăzute la alineatul 2 al acelui așa articol, adică este vorba de cererile, propunerile formulate în afara programului de lucru în zile nelucrătoare, în concediu sau alte situații temeinic justificate, și a fost înlocuit de un alt judecător de drepturi și libertăți stabilit prin planificarea de permanență pentru ziua soluționării cauzei, în situația unei a treia cereri, propuneri sau plângeri formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală, aceasta va fi soluționată de către judecătorul inițial investit și nu de către cel care l-a înlocuit, înlocuirea operând strict pentru situația care a determinat luarea măsurii respective. Soluția prevăzută de regulament însă este totuși susceptibilă de unele critici, urmare a faptului că, dacă în cursul urmăririi penale s-a revit de mai multe ori necesitatea înlocuirii judecătorului inițial investit, iar înlocuirea s-ar face de fiecare dată cu un alt judecător, s-ar genera numeroase situații de incompatibilitate, consecința fiind imposibilitatea participării acestor judecători la procedura de cameră preliminară și la judecată. Pentru limitarea acestui inconvenient s-a apreciat necesară modificarea dispozițiilor regulamentare și s-au și formulat propuneri în sensul completării dispozițiilor articolului 103 indice 8 din regulament, cu dispoziții potrivit cărora judecătorul care îl înlocuiește pe judecătorul inițial investit să îl înlocuiască și la soluționarea altor cereri, propuneri, plângeri sau contestații formulate ulterior în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală, bineînțeles dacă s-a revit din nou una din situațiile reglementate în alineatul 2 din regulament. Față de cele arătate, rezultă în mod neîndoielnic
că activitatea judecătorului de drepturi și libertăți este una complexă și nu numai prin prisma competențelor care îi revin, cât mai ales prin faptul că într-o perioadă de timp relativ scurtă are a se pronunța asupra unor măsuri care se constituie în reale ingerințe în respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. Mulțumesc!